În perioada premergătoare sărbătorilor pascale, sute de polițiști din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliție rutieră și transporturi intensifică acțiunile de control. În cadrul acestora au fost verificați aproximativ 300 de agenți economici și peste 1470 de mijloace de transport. Ca urmare a neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat 1154 de sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 329.555 de lei, și au constatat 42 de infracțiuni. Totodată a fost confiscată marfa în valoare de aproximativ 29.000 de lei, constând în carne, pește și alcool. În acest weekend, polițiștii dâmbovițeni, specializați în investigarea fraudelor, poliție rutieră, ordine publică și transporturi, au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță civică. Ca urmare a neregulilor descoperite, polițiștii au aplicat peste 1150 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare se ridică la 329.000 de lei. Din numărul total al amenzilor, 202 au fost aplicate pentru nerespectarea legii care reglementează ordinea și liniștea publică, iar 127 pentru încălcarea prevederilor legale privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Cele mai multe dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate ca urmare a săvârșirii de abateri la traficul rutier, 757 de participanți la trafic fiind amendați în acest sens. Totodată, ca măsură complementară în cadrul dosarelor penale constituite și a sancțiunilor contravenționale aplicate, au fost indisponibilizate bunuri, a căror valoare se ridică la 28.000 de lei, constând în carne, alcool și pește și produse derivate.